Dragi gospodine, astăzi vom face huște pentru a umple borș acru de casă, gustos, aromat și sănătos. Ingredientele sunt foarte simple. 400 de grame de tărâță de grâu, 2 felii de pâine neagră de secară, 200 grame făină de porumb, 500 ml de apă caldă și o lingură de zahăr, dar nu plină, dragi gospodine. Vom pune toate ingredientele într-un vas curat. Eu am folosit o oală din lut. Dumneavoastră puteți folosi un vas de sticlă dacă nu aveți oală din lut. Turnăm apa caldă și amestecăm bine, bine. Avem de lucru foarte puțin, dragi gospodine. Dar avem de așteptat, căci huștea noastră trebuie să fermenteze cel puțin 30 de ore. Așa, am amestecat bine ingredientele, s-au umezit bine, punem capacul, acoperim cu un prosop, iar mai apoi punem deasupra o plapumă groasă. Punem vasul la loc cald. Locul cel mai potrivit pentru noi care locuim la bloc este pervazul de la fereastră. Căldura bateriei va fi benefică pentru ca huștea noastră să fermenteze bine. Au trecut 30 de ore și huștea mea este gata. Verificăm din când în când ce se petrece. Dacă mirosul este înțepător și acru, atunci huștea este gata. Observați bulele de aer formate. Huștea a fermentat foarte bine. E tocmai bună de a umple borșul. După cum ați văzut, dragile mele, procedura în sine este foarte, foarte ușoară și simplă. Doar că trebuie să așteptăm. Dar merită, dragile mele. Iată. Vă arăt încă o dată. Este bine fermentată, acră și numai bună de umplut borșul. Eu vă doresc o zi bună și puneți un like dacă v-a plăcut rețeta mea. Vă invit pe canalul meu de YouTube ca să mai vedeți și alte rețete vechi pe care le moștenesc eu de la bunicile noastre. Iată, acesta este borșul pe care eu l-am umplut. Borș galben, frumos la culoare, gustos și sănătos. Pe curând!